Așa. Ereziile cristologice. Bun. Despre Hristos, toți și sectanții și toți spun Mântuitorul Lumii. Dar întrebarea este, cum l-au văzut, cum a fost văzut Iisus Hristos de către cei care au înțeles sau au vrut să înțeleagă greșit dogma despre Hristos? Și acum o să vorbim despre erezie, ereziile referitoare. Erezie ce înseamnă? Erezie înseamnă părere, opinie. Opinie diferită față de ceea ce Dumnezeu a revelat. De exemplu, ați văzut că există tot felul de secte. Există secte din ce în ce mai ciudate. De Bahai ați auzit? Secta Bahai? Scientologie ați auzit? Scientologie, Bahai. Astea sunt așa, ciudățenii. De Rozicrucieni ați auzit? Secta Rozicruciană. Sunt tot felul de secte, de grupări așa, care își iau cumva rădăcinile din creștinism, dar de fapt ei se închină lui Satan. Având doar denumirea de Hristos. Dar de fapt, ei sunt departe de Dumnezeu. Dintre aceștia, cei care au avut opinii diferite față de ceea ce a învățat Dumnezeu despre El însuși, se împart în mai multe categorii. Prima categorie sunt ereziile referitoare la dumnezeirea lui Iisus Hristos. Adică cei care au negat dumnezeirea lui Hristos. Și sunt erezii care au negat cu totul dumnezeirea lui Hristos, considerându-L un simplu om. Deci există și astă secte care îl consideră pe Iisus Hristos un simplu om. Puteți să dați denumire de sectă care îl numește pe Iisus Hristos un profet, un om... Musulmani. Bravo, bravo, felicitări. Musulmani. Ata știm, legitim. Așa. Da. Iată. Bun. Deci, în secolul I a existat unul pe nume Cerint care spunea asta și a fost bătut de Sfântul Evanghelist Ioan. Deci chiar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan l-a combătut pe acest Cerint. În secolul II, unul Carpocrat îl chema, unul Teodot și altul Artemon, care au fost combătuți de Sfântul Irineu, Sfântul Mucenic Irineu și de Sfântul Ipolit. În secolul III a fost Pavel de Samosata. Vă aduceți aminte că spuneam Pavel de Samosata, anatema. Vă aduceți aminte? E, acum începem să-i despicăm așa puțin, să vedem ce a zis fiecare. Da, o să ajungem și la Licopetru. Da. E, aceștia negau dumnezeirea lui Hristos. Pavel de Samosata a fost combătut de două sinoade din Antiohia, în 264 și 270. Tot aici mai sunt așa numiți socinieni și unitarieni, care spuneau că erau și antitrinitari, adică negau Sfânta Treime. Așa cum o fac astăzi? Catolici. Tot musulmani. Da, bineînțeles că și musulmanii, dar mai apropiați așa de... Papistași. Oarecum și papistașii, dar, în primul rând, pseudomartorii lui Jehova. Bravo, Ionel. Exact. Constantin. Așa, bravo, Constantin. Deci, pseudomartorii lui Jehova neagă și astăzi divinitatea lui Hristos. Ei nu cred că Iisus Hristos e Dumnezeu. Nu-L consideră Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, ci un om mai puternic. Așa. Tot aici, aceste idei despre negarea Dumnezeirii lui Hristos avea diferite nuanțe. Unii îl considerau a fi un superman, un superom, o creatură, prima creatură a Tatălui. Așa. Bun. Hai să mergem mai departe să vedem următorul. Ați auzit? Lui Arie. Vă sună cunoscut? Da. Arie. Prototheomahul. Primul luptător împotriva lui Dumnezeu și începătorul ereziilor. Anatema. Arianismul. De unde provine arianismul. Și semi-arianismul. Care ce negau? Negau dumnezeirea lui Hristos. Negau egalitatea cu Tatăl. De ofințimea Fiului cu Tatăl. Da? Și ce învăța Arie? Învăța că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu e născut din veci din Tatăl.
Și nici de o ființă cu el, ci este o creatură. Da? Deci, el, Arien vă spunea, da, cred că e Fiul lui Dumnezeu. Da, cum? Spun și eu că e Fiul lui Dumnezeu. Dar e creatură, e creația Tatălui sau este de o ființă cu Tatăl și veșnic împreună cu Tatăl și există deodată cu Tatăl? Ce spune Arie? No, este o creatură. Este, așa e numit Fiul lui Dumnezeu. Cum și noi suntem fiind numiți Fiul lui Dumnezeu. Dar noi suntem creaturi. El avea mie și spus că este cuvântul. Păi e tocmai asta nega. El nega că este cuvântul lui Dumnezeu. Fiul și cuvântul lui Dumnezeu. E fire dumnezeiască. Da, nega firea dumnezeiască a lui. Ci îl considera a fi creatură, cea mai desăvârșită creatură a Tatălui, da? Poate să scrie o telene e vedeos. Vedeos. Ne? Aftasul meu chichi. Deci, spunea cel mult, ce spunea? Dom'le, Iisus Hristos e mai mic decât Dumnezeu, dar seamănă cu Dumnezeu. Adică e mai puțin Dumnezeu decât Dumnezeu. E un fel de sub Dumnezeu. Adică cum e locotenentul și sub locotenentul. Fals. Deci, fals. Deci, el învăța, deci concluzia este că el învăța că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, nu e de o ființă cu Tatăl. Nu este una cu Tatăl. Și că este o creatură perfectă, aproape cât Dumnezeu, dar creatură. Creată de Tatăl. Adică există sub timp. Adică Arie ce spunea? Se uita, mergea la o mamă, la o femeie. Spunea, fost ai tu mamă înainte de a naște? Și mama ce răspundea? Nu. E, la fel nici Tatăl, Dumnezeu Tatăl, n-a fost tată înainte de a naște pe Fiul. Și în felul acesta băga un timp între Tatăl și nașterea Fiului. Pe când între Tatăl și nașterea Fiului nu există timp. Pentru că Tatăl naște mereu pe Fiul și purcepe mereu pe Duhul Sfânt. E din veșnicie. Nu există timp. Nu există diferență de timp. Nu-i creat. E Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Știți, auziți mereu crezul, că rostim, nu? Și ce spunem în crez? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut, nu făcut, nu creat. Ca să combatem exact erezia lui Arie. Da? Deci, născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl. Nu spunem asta? Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate, prin El s-au făcut toate. El nu e o făcătură, nu e creat. Prin el este creată lumea. Dar nu El nu e creat. El este de o ființă cu Tatăl, deodată cu Tatăl, existent pururea și dintotdeauna. El a fost trimis, nu a fost creat. El a fost trimis în lume, în timp. Dar El există dintotdeauna, odată cu Tatăl, fiind de o ființă cu Tatăl, fiind același Dumnezeu cu Tatăl. Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Bun. Deci nega egalitatea Tatălui cu Fiul, arianismul și semi-arianismul. Semi-arianismul se refera la Duhul Sfânt. Spunea că Duhul Sfânt e o creatură. Așa? Au fost combătute de sinoadele ecumenice al întâilea sinod ecumenic și al doilea sinod ecumenic. S-au adunat părinții și au spus, cine spune Arie, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, care spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este creat în veci, este creatură. Așa, anatema. Deci, s-au adunat părinții să dea anatema, această învățătură care strâmbă. Strâmba realitatea. Nu este blestem, că nu am majoritatea înțelepciunea blestem. Nu, nu este blestem. Am zis, este anatema, este în afara adevărului. E minciună. Este exclus din adevăr. Da. Sigur că da. Da. Apoi, existau ereziile numite patripasiene. Care, ce spuneau? Patripasienii spuneau că Dumnezeu este o singură ființă și o singură persoană. Spuneau că Dumnezeu e o persoană, atât. Noi ce învățăm? Dumnezeu este unul în ființă și trăit în persoane. Ca este deodată cele trei persoane. Ce spuneau patripasienii? De la patros vine, pater, părinte, adică tată. Ce spuneau patripasienii? Spuneau așa, că Dumnezeu
se face când Tată, când Fiu, când Duh Sfânt. Cum e cameleonul. Da. Odată se face Tată, după aia vine, se răstignește în lume, se face Fiu și acum vine ca Duh Sfânt în lume, în biserică și să mântuiască omul. Deci, se transformă cum vrea El. Azi e Tată, mâine e Fiu, pe mine e Duh Sfânt. Fals. Fals. Deci, iată această erezie numită patripasiană. Adică, de fapt, e o singură persoană, dar se face ba Tată, ba Fiu, ba Duh Sfânt. Da. Bun. Deci, aceste erezii au fost combătute de biserică în veacul 2 și 3. În secolele 2 și 3, de Sfântul Irineu, Sfântul Epifanie și Sfântul Vasile cel Mare. Care ați auzit cu toții de Sfântul Vasile cel Mare. Bun. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Haideți să vedem. Deci am discutat acum de cei care negau, într-un fel sau altul, dumnezeirea lui Hristos. Bun. Acum mergem la al doilea, la al doilea lucru. Erezii care neagă omenitatea lui Hristos. Faptul că Iisus Hristos a fost om. Că este om. Că noi știm că Iisus Hristos este și om și Dumnezeu. În același timp. Și este o singură persoană care are două firi, dumnezeiască și omenească. Erezii referitoare la negarea omenității lui Hristos, firii umane a lui Hristos. Se împart și ele tot în trei categorii mari de eretici și erezii. Și apoi, primele erezii, prima categorie, se numesc erezii referitoare la trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos. Sunt două ramuri de erezii. Prima ramură se numește dochetism și cealaltă se numește gnosticism. Dochetismul și gnosticismul. Prima, dochetismul, spune așa, că Iisus docheo, vine de la docheo, care înseamnă aparent. Deci, dochetismul spune așa. Iisus Hristos n-a avut trup. N-a avut. Era, ni se părea nouă că are trup. El nu avea trup. El era o nănucă. O hologramă. Da? Îl vedeau oamenii, puteau să pună mâna pe el, nu știu ce, dar de fapt el nu exista ca trup. Invizibil. Era vizibil pentru noi, dar de fapt în realitate nu avea trup pentru că spuneau dochetiștii. Spuneau că trupul e ceva spurcat. Cum să ia Dumnezeu trup? Înțelegeți? Cum să ia Dumnezeu trup? Și atunci spuneau că Iisus Hristos n-a avut trup. Ni s-a părut nouă că are trup. Da? Bun. Aceștia au fost combătuți de Sfântul Ioan Evanghelistul. Erezia însă s-a continuat prin Simon Magul, Menandru, l-ați auzit că l-am dat anatemei pe Simon Magul, pe Menandru, mă aduceți aminte, pe Saturnin, pe Vasiliade și Marcion. Așa. Apoi, erau așa numiți gnostici, care ce spuneau? Că Iisus Hristos a avut trup. Da? Dar ce fel de trup? Un trup spiritual. Adică cumva o stafie era Hristos. Ca o stafie. Adică, știi, putea să treacă până așa, nu avea calitățile trupului, înțelegeți? Cum omul se duce, mănâncă, n-avea nevoie să mănânce, să înseteze, să plângă, să facă pipi. Sau, înțelegeți? Adică nu avea. Era o stafie. Adică avea un trup așa imaterial. Fals, bineînțeles. Matrix. Da. Exact. Minciună. Iată câte erezii. Nici n-ați auzit probabil de așa ceva. E prima dată când auziți aceste erezii. Ele există. Și au fost matematizate. Așa. Și spuneau că acesta a avut un trup ceresc, spiritual, cu care a trecut prin Maria, da? A trecut prin Maria și s-a născut așa, ca o fantomă, așa. Da?
Aceste erezii au fost combătute de Sfântul Ignatie Teoforul, Irineu, Meliton, Desart, Tertulian, Clement și Clement Alexandrinul. Deci acestea sunt erezii care negau trupul lui Hristos. Acum hai să mergem la a doua chestie. Erezii care neagă existența sufletului uman al lui Hristos. Adică, cu alte cuvinte, Hristos, după unii, n-a avut suflet. Da. Și anume, cine spunea că Hristos n-a avut suflet? Episcopul Apolinarie al Laodiceei. Ereticul Apolinarie. Vă aduceți aminte că l-am anatematizat și pe Apolinarie? L-am anatematizat în Duminica Ortodoxiei. De ce? Ce spunea Apolinarie? Apolinarie spunea că Hristos a avut trup omenesc, luat din Fecioara Maria, dar n-a mai avut și suflet, cum are omul suflet. Ci în locul sufletului a venit Fiul lui Dumnezeu. N-a mai avut suflet. A avut un trup așa, știi, ca o... Știi, o teleghidat așa. Da, un trup, un fel de... nu, un trup robotizat, așa. Adică n-a avut suflet. A venit dumnezeirea. Da. Ereticul Apolinarie, care era episcopul de la Laodiceea. Da? Ereticul Apolinarie. Episcop de la Laodiceea. Oare pe ce se baza când spunea că n-are suflet? Sau... Spunea că n-avea rost să aibă suflet. Din moment ce a venit dumnezeirea, în locul sufletului a venit firea dumnezeiască. A, era doar ideea lui, n-avea o bază. Deci, cu alte cuvinte, ce spunea? Spunea că Iisus Hristos are două fii, dumnezească și omenească, dar firea umană era incompletă, că n-avea suflet. Înțelegeți? Firea umană era incompletă. Da? Bun, mergem mai departe. Deci, nu avea suflet rațional, spune, în locul sufletului rațional a venit dumnezeirea, logosul. A venit logosul, adică cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Iisus Hristos ca om, partea rațională, mintea nu avea. Nu? Erezia aceasta a fost combătută în sinodul din Alexandria, din Roma și de la al doilea sinod ecumenic. Sinodul al doilea ecumenic. De Sfântul Atanasie cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nisa, Epifanie și Augustin. Aceștia sunt cei care au combătut această erezie. Așa. Bun. Apoi, alte erezii legate de modul în care Hristos a născut. Și anume, legate de nașterea lui Iisus Hristos. Ereticii cerind Ebion, Carpocrat, ce învățau? Că Iisus Hristos nu s-a născut pe cale supranaturală din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt. Da? Ci pe cale naturală din Iosif și Maria. Da, asta o spun toți sectanții astăzi. Toți sectanții spun asta. Că Iisus Hristos, cum, păi, dar cum era mama lui și tatăl lui? Frații lui, a avut frați. Nu spun că Fecioara Maria. Care Fecioara Maria? Că era femeie în toată regula. Îi zice Hristos femeie. Uite, dar femeie era temeiul că nu era bărbat. Înțelegeți? Deci, iată că erezia aceasta e până în ziua de azi. Anume că Iisus Hristos, prin relații sexuale, s-a născut Iisus Hristos și după aia Maica Domnului am avut și alți copii, probabil și cu alți bărbați, după mintea sectanților. Sunt și frați, avem... Avem și frați, avem și... Vitali. Da, că acolo unde spune frații lui Iisus, uite, frații lui Iisus, că știți că frați... Da, frații lui Iisus, da. Ei nu se uită că frate... Da, eu când zic frate, George, înseamnă că fratele meu ne-a făcut aceeași mamă? Denumirea de frate era foarte întâlnită la evrei. Îi spunea frate, prietene, iar când se referă la frații lui Iisus, Iosif, înainte de a fi, de a lua în logodnă pe Maria, având o vârstă venerabilă de 70 de ani, omul era, el a fusese căsătorit, îi murise soția, avea deja copii și avea destul de mulți copii. Deci, când spuneau frații lui Iisus, se refereau la copiii lui Iosif, care n-aveau nicio treabă. De ce îi se spune? Există unul, Iacob, ruda Domnului, sau fratele Domnului, este sărbătorit. Iacob, ruda Domnului. De ce? Pentru că atunci când a murit Iosif,
frații copiii lui Iosif au zis, domnule, Iosif avea niște pământuri, niște case, era un om, avea, și a zis să împartă moștenirea. Și au zis, domnule, să o împărțim și cu Iisus. Și frații au zis, de ce să o împărțim cu Iisus? Că nu are nicio treabă cu noi, că nu e din sânge, din sângele nostru, nu avem treabă. El a luat-o ca o crotire, așa, o tinerică la 16 ani, luată ca să nu fie omorâtă cu pietre, să nu fie violată, să nu fie, nu? Deci, nu poate fi, nu putem să împărțim averea cu el. Și atunci singurul Iacov a zis, nu, eu am să împart averea mea cu el. Ce dacă nu este fratele nostru? Și de aceea îi se spune Iacov, fratele Domnului. Pentru că a avut această mărinimie, această inimă mare, ca să împartă cu Hristos, care deși nu avea nicio, nu era nicio legătură de rudenie cu ei, nu erau frați, totuși a făcut acest gest. Deci, vedeți? De aceea toți... Dar mărturiile astea, totuși, ca să există undeva, adică sectanții, ca să spunem lucruri, ca să înțeleagă, ei iau Biblia. Ei nu au alte cunoștințe decât numai ceea ce dezlipim. Și nu înțeleg mărturiile. Da? Deci nu au mărturiile astea pentru ei, nu există. Păi nu există, că ei nu le au în considerare. Nu le au în considerare. Da. Și ei îți iau, domne, dacă eu ți arăt în cartea asta, ți arăt un citat unde spune du-te și te plimbă. Sau împușcă-te. Da? Și ți-a zis, uite, în Biblie scrie că te este împuști. Scrie, împușcă-te. Ce mai vrei? Gata, împușcă-te. Așa iau și ei. Adică... Dacă un loc, un loc se smintește, scoate. Scoate. Da. Da, scrie, domne, scoate-ți ochiul. Te-a smintit ochiul. Domne, mă cam smintește ochiul, că mă cam doare. Domne, trebuie să-l scoți. Uite ce zice Sfânta Scriptură. Ca, înțelegeți? Deci, din păcate, așa înțeleg sectanții. Da. Da. Este înțelegerea lor greșită. Deci, bun, deci, treaba este clară. Deci, acești eretici, anume Cerinte, Bion și Carpocrat, care tot i-am anatematizat, ei spuneau că Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria și din Iosif ca un simplu om. Da? Au fost combătuți de Sfântul Ignatie Teoforu, Irineu, Tertulian, Chiril al Ierusalimului, Sfânt Ioan Gură de Aur, și de sinodul întâi ecumenic. Așa. Bun. Acestea sunt ereziile referitoare la trupul sau la negarea Dumnezeii. Acum urmează alte erezii. Erezii referitoare la unirea ipostatică a celor două firi în persoana dumnezeiască a lui Iisus Hristos. Deci, modul unirii firii dumnezeiești cu firea omenească. Aici să vedeți nebunia nebunilor. Deci aici intrăm la chestii mult mai subtile. Mult mai subtile, mult mai... Și anume, hai să mergem cu prima erezie. Lui Nestorie, anatema. Nestorie. Ați auzit la anateme că am rostit Nestorie. Ați auzit, da? Se numește erezia nestorianistă. Nestorie l-a comandat Maxim Margaritul. Nu. Nu, nu. O să ajungem și la monotelism. Monotelism. Așa. Nestorie. El a inventat-o. A propovăduit erezia anumită după numele lui nestorianismul. Există și astăzi biserica nestoriană în Siria. Da, da, da. Cu patriarh, cu asta au. Sunt eretici. Eretici nestorieni. Nestorie. Cine era Nestorie în primul rând? Era patriarh al Constantinopolului. Și adepții lui spun că Hristos are două firi. Deci ceea ce spunem și noi, da, până aici. Dumnezeiască și omenească. Dar firea dumnezeiască e o persoană, firea omenească e altă persoană. Adică Iisus Hristos nu este una cu Fiul lui Dumnezeu. Sunt două persoane diferite. Persoana Fiului lui Dumnezeu, care era în comuniune morală cu persoana omului Iisus Hristos. Dublură. Deci, era un om, Iisus Hristos era un om, un simplu om, care avea o legătură cu Fiul lui Dumnezeu, cumva, și el transmitea, adică un fel de medium, da, eu vă spun ce zice Fiul acum. Înțelegeți? Deci, de aceea, ce spunea el?
spunea așa, că omul Hristos, deci omul Hristos a născut din Fecioara Maria. Da? Omul Hristos. Da? Care era în mod moral unit cu Logosul Divin, adică cu Fiul lui Dumnezeu, așa cum se unesc două persoane, sunt prieteni, se am un prieten, suntem uniți moral. Hristos e numit purtător de Dumnezeu, deci nu-L numea Dumnezeu, ci purtător sau teofor, Theophoros, da? Purtător de Dumnezeu și nu Dumnezeu adevărat. Iar Fecioara Maria nu era numită născătoare de Dumnezeu, așa cum o numim noi astăzi, da? Ci era numită născătoare de om. Că l-a născut pe omul Hristos. Sau cel mult putea să-i spui, poți să-i spui născătoare de Hristos. Erezia de cine a fost combătută? De Sfântul Chiril al Alexandriei și de sinoadele 3 și 4 ecumenice. Deci nestorianismul a fost condamnat de sinodul 3 ecumenic și 4 ecumenic. Ce învăța Nestorie? Nestorie învăța că e o diferență între persoana lui Iisus Hristos și persoana Fiului lui Dumnezeu. Se mai numește și diprosopism. Adică două persoane. Pe când Iisus Hristos este o singură persoană, este persoana Fiului lui Dumnezeu, care a luat trup și suflet omenesc. Nu sunt două persoane diferite. Persoana Fiului cu persoana lui Iisus Hristos. Este enipostaziată, ipostasul Fiului și a luat și a apropriat firea umană cu trup și suflet. Dar nu sunt două persoane diferite. Ci este o singură persoană care are două voințe diferite. Voința omenească, voința dumnezească, lucrarea omenească, lucrarea dumnezească. Dar e o singură persoană unit, care are două firi. Unite ipostatic. Deci, asta este. Vedeți că din ce în ce intrăm la mai adânc. Erezii din ce în ce mai subtile, mai finuțe, mai... Dar tot erezii, tot în iar te duc. Da. Da. După aia, a doua erezie legată de unirea ipostatică dintre firi, se numește monofizitismul. Monofiziții. Monofisis, care înseamnă o singură fire, o singură natură. Așa. Cine a promovat această erezie? Ați auzit? Nestorie era patriarhul Constantinopolului, da? Monofizitismul cine l-a avut ca și cap? Egipteni. Anume, nu, au fost preluat de egipteni, da. Un anume Eutihie, care era preot la Constantinopol, arhimandrit. Arhimandritul Eutihie, așa, care, ce spunea el? Spunea că e împotriva lui Nestorie. Atenție mare, să vedeți ce chestie. Să judecau în doamnă. Da, dar cum? Nestorie spunea că în Iisus Hristos, Iisus Hristos este o persoană, Fiul lui Dumnezeu e altă persoană. Eutihie, ca să-l combată, va să zică pe Nestorie, zicea, nu! În Iisus Hristos are o singură fire. Și anume, firea dumnezeiască. E o singură persoană care are o singură fire. Firea dumnezeiască. Și ce spunea? Le amesteca firile contopindu-le. Deci firile în Hristos se amestecau și se contopeau. Spunea așa, că unindu-se firile, deși el spune, da, Doamne, într-adevăr, când Fiul lui Dumnezeu a luat din pântecele Fecioarei Maria trupul și sufletul creat de Dumnezeu, da? Pentru că dumnezeirea fiind atotputernică și fiind ca un foc, firea omenească s-a contopit. A dispărut. Pentru că cum este o picătură într-un ocean, arunci o picătură de apă într-un ocean. Oceanul dumnezeirii și o picătură e trupul și sufletul unui om, da? Și aia s-a pierdut în oceanul ăla imens. Nu mai este. Asta spunea Eutihie. Deci, afirma că natura omenească este absorbită de cea dumnezească și își pierde caracterul și însușirile proprii de natură omenească. Nu mai e om. Nemai păstrând decât chipul ei văzut. Dar în esență nu mai este decât o singură fire, spunea. Cea dumnezeiască. Sub chipul trupului a pătimit, a murit, a înviat, spunea natura dumnezeiască. Deci cu alte cuvinte, ce spunea el? Că se numesc și teopasiți, adică ca și cum ei afirmă că Dumnezeu a pătimit, a murit Dumnezeu pe cruce.
Dumnezeu nu poate să moară. E nemuritor. Cum să moară cineva care nu poate să moară? A murit firea omenească a lui Hristos pe cruce. N-a murit firea dumnezeiască. Cum era să moară firea dumnezeiască care e nemuritoare? Firea omenească a murit pe cruce. Hristos ca om a murit pe cruce, dar firea dumnezeiască n-a murit. N-a pătimit. Ce nu are pătimire, poate să fie pătimitor? Poți să-i rup capul lui Dumnezeu? Poți să-i rup capul lui Dumnezeu? Nu poți. Că nu se poate, nu e... Da, să-i rup capul lui Hristos poți, că El este Dumnezeu întrupat și îi rupi firea Lui omenească, nu dumnezeiască. Da? Deci, iată. Deci, ei spuneau că a pătimit, deci a înviat Dumnezeu, știi? Nu firea omenească. Monofizitismul a fost condamnat de Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon, care în celebra definiție dogmatică hotărăște. Și auziți cum au definit dogmatic ceea ce se cunoștea, dar a trebuit definit clar pentru înțelesul oamenilor. Și anume, urmând dumnezeieștilor părinți, am învățat toți să mărturisim într-un glas pe unul și același Fiu. Domnul nostru Iisus Hristos, pe același desăvârșit de Dumnezeu și desăvârșit în omenitate. Desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în omenitate. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pe același din suflet, rațional și trup, pe același de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după omenitate. Într-o asemenea nouă, afară de păcat. Înainte de veci născut din Tatăl după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă același pentru noi și pentru a noastră mântuire din Fecioara Maria. Născătoare de Dumnezeu, după omenitate, pe unul și același Hristos, Fiul unul născut, cunoscut în două firi, în chip neamestecat. Deci nu s-au amestecat firile. Neschimbat, nu s-a schimbat firea omenească în fire dumnezească, firea dumnezească în fire omenească. Neîmpărțit, nu sunt împărțite firile. Firea omenească aici, firea dumnezească aici. Nedespărțit, sunt nedespărțite firile. S-au unit odată și sunt nedespărțite în veșnicie. Deosebirea firilor nefiind de desființată nici de cum din cauza unirii. Deci firile au rămas distincte. Da? Ci salvându-se mai degrabă proprietatea fiecărei fir și congruând într-o persoană, deci într-o singură persoană, și într-un singur ipostas, nu împărțit și divizat în două persoane, deci nu a fost împărțit și divizat, ci pe unul și același Fiu, unul născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos, precum ne-a învățat de la început prorocii despre El, și însuși Iisus Hristos și ne-a predat simbolul părinților. Așadar, Sinodul IV Ecumenic stabilește definitiv că cele două fire ale lui Iisus Hristos, așa, păstrându-și fiecare proprietățile lor, se unesc în ipostasul dumnezeesc unic al Fiului lui Dumnezeu întrupat. Neamestecat și neschimbat, asta împotriva monofiziților care amestecă și contopesc firile, neîmpărțit și nedespărțit, asta împotriva nestorienilor care le separă și împărțeau pe Hristos. Așa. În